moment a avut procesul verbal al ședinței anterioare? Bună, am rugărit linia voastră. Procesul verbal al ședinței din 6 aprilie 2023. Cine este pentru? Date, mulțumesc. Mulțumesc și eu. Supun la vot ordinea de zi, unde avem 2 puncte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Și începem cu depunerea primul punct, unde domnul Andrei Sandel Mihail trebuie să-și depună și plământuri. Îl invităm lângă noi. Știe? Subsemnatul Andrei Sandel Mihail, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, județul Giurgiu, în conformitate cu prevederea 6, articolul adresat de comunicări și modificări ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Cu prevederea articolului 117 din Codul 57 pe 2009. Încep. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru bine locuitorul și pășuri, așa să mi-o jucă Dumnezeu. Doamne ajută! Nu, eu am secretar, știți ceva de...
Doamna secretară, dacă știți ceva despre îndreptarea erorii materiale. Din ce am înțeles, săptămâna trecută că nu am fost, această îndreptare trebuie să fie corectată, fiindcă nu se pot executa plățile de la Marina la Stasovic, de la stadion. Dar de ce s-a comis greșeala și dacă putem și avem vreo îndreptare, să nu fie nevoie de fiecare dată, în fiecare săptămână, la câteva zile, să-i chemăm iarăși pe domnii consilieri și să se poată vota măcar pentru îndreptarea erorii online, dacă permite regulamentul. Sunteți de acord ca să putem să stăm de vorbă pe modificarea regulamentului, că mai pot să apară erori materiale sau îndreptări ale unor anexe? Putem să dezbatem acest lucru, măcar în ședința ordinară, îndreptare a erorilor într-o eventuală ședință extraordinară online, pe baza votului doar? Important ar fi să nu există astfel, da? Evident că greșeli sunt, mai cine nu muncește, nu greșește. Ideea este să evităm și nu putem să fim prezenți la... Pentru că s-ar putea unele erori chiar să conteze. În momentul în care le drept și să... schimbe poate, nu știu, conținut. Dar, dar conținutul acelui votare și nu știu, poți să faci neapărat online, zic eu. Și nu cred că ne deranjează atât de mult, mai ales și pentru... Deranjează. Da. Și cine are probleme personale, ca și astăzi, oamenii lipsesc. Pentru că nu trebuie să ne întâlnim o majoritate atunci când este nevoie de așa ceva. Vă mulțumesc. Da, vreau să completez și eu ceea ce a spus colega mea. Trebuie să fie o mai mare atenție și o rigurozitate asupra acestor redactări, pentru că de la momentul în care noi aprobăm o hotărâre greșit întocmită, ea produce efecte. Efecte care până la remediere e posibil să nu mai putem întoarce. Da? Și până la acea remediere, noi toți de aici suntem direct responsabili pentru ceea ce am votat. Deci eu zic că ar fi bine ca aceste erori să fie din ce în ce mai puține și să nu mai fim nevoiți să rectificăm de fiecare dată hotărâri pe care le-am aprobat în urmă cu o săptămână, 10 zile sau o lună. Pentru că nu este în regulă. Nu este în regulă, noi votăm. Pentru că în spate sunt niște oameni care ar trebui să-și facă corect meseria și după aceea vom fi direct răspunzători. Cam atât am avut de subliniat. Mulțumesc. Eu aș vrea să fac o precizare. Această hotărâre nu a intrat în vigoare. Tocmai de asta am și zis să ținem ședința atât de repede, pentru că era nevoie ca ea să intre în vigoare și să se facă plățile respective. Nu se schimbă sensul, doar că ceea ce s-a adăugat la articolul 4.1 s-a omis să se înscrie și la articolul 2.1. Da, vedeți, era destul de important pentru că nu s-au putut face plăți. Adică nu e chiar așa o eroare care putea trece cu vedere. Da, da? Sau dacă acea eroare îndruma să se facă acea plată. Dacă acea eroare îndruma să se facă o plată eronată, ce se întâmplă după aceea? Păi, nu, după de asta nu. Tocmai, da, mulțumesc. Nu, după de asta s-a făcut această ședință și acest proiect de hotărâre. Ca să nu producă efect. Dar dacă produce. Alte discuții mai sunt? Dacă nu, după la vot acest proiect, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Avem o abținere și... Cu... 14 voturi. Pentru și o abținere. Așa. Mulțumesc frumos pentru participare. Ne place din Zanghiți.